La sfârșitul acestei săptămâni se va disputa etapa 10-a din cadrul sezonului regular al diviziei A de handbal feminin, prima a returului. În primul joc al returului, în derbiul etapei, CSM Deva va juca pe terenul celei de-a doua clasate, CNOPJ Baia Mare, cele două echipe fiind despărțite de 5 puncte în clasament. Partida de la Baia Mare va consemna debutul pe banca tehnică a celor de la CSM Deva pentru Valentina Ardean Elisei în calitate de antrenor secund. Fosta mare handbalistă s-a declarat onorată de această nouă postură și speră să aibă un debut cu dreptul, chiar dacă meciul de la Baia Mare se anunță a fi unul dificil. Onorată și mă bucur că domnul primar Florin Oancea a avut încredere în mine și vreau să mulțumesc cu această ocazie și conducerii clubului pentru încrederea acordată. Noi ne dorim să formăm o echipă care să performeze. Noi ne dorim să avem rezultate cât mai bune. Fiecare meci este dificil. Dacă noi tratăm meciul cu seriozitate, eu zic că se poate obține ceea ce ne dorim. Și antrenorul principal de la CSM Deva, Daniel Gheorghe, este de părere că meciul de la Baia Mare va fi unul greu, chiar dacă formația din Maramureș este compusă doar din jucătoare tinere. Este un meci greu, v-am spus și vă repet pe CNOPJ-ul că este o echipă puternică, chiar dacă sunt junioare 2004-2005 născute, stau acolo în fiecare zi, au relații de joc foarte bune, însă și noi suntem o altă echipă față de meciul din tur. Suntem o altă echipă, ne-am așezat un pic și pregătirea este mult mai bună, suntem bucuroși că nu avem nicio accidentată din cele care le-am avut la sfârșitul turului, ca să spun așa. Am încredere în echipă că vom face un meci foarte bun, lucrurile merg foarte bine și la pregătire și asta. Sper să putem să-i oferim lui Alice un bun venit cu o victorie în cariera de antrenor și să aducem o bucurie publicului și iubitorilor de sport din lume. Partida dintre CNOPJ Baia Mare și CSM Deva se va disputa sâmbătă 21 ianuarie cu începere de la ora 12:30 în sala Lascăr Pană din municipiul de reședință al județului Maramureș.